Deci aici ce am făcut? Am adus nuclei de acelea în spațiu, le-am dezvoltat. Să vedem acum că nu am mai fost la ele de mai multe ori. Da, de vreo săptămână. Și dacă găsim ceva rame cu cuier, luăm de aici, dacă nu, le ducem la alții. Unde am zis eu? Mai bine mă duc în partea cealaltă. Acolo, acolo văzute, este faguri care am pus. Să vedem dacă au crescut. Nu? O să vedem exact în ce stadiu se află. Am vorbit în filmele anterioare cum am guvernat eu 2 în 1, ce s-a întâmplat, 2 sau 3 în 1, cum am procedat, cum am desfăcut. Nu mai era o poveste asta, rămânând ca tu să constați când vezi filmulețul de acelea. S-au pus azi noapte, s-au pus de băiatul meu, de Cristi. Vreau să văd dacă matca de aici a lucrat și fagurii au crescut, văd. Am pus vreo 3-4 faguri. Să urmărim evoluția. Să începem să luăm faguri cu ied. Mă interesează ca să te pot ajuta cu adevărat să găsesc faguri pe care, care se cluzinezi atunci. Deci să nu mai aștept două săptămâni de zile. Da. Dacă o căpăcit, peste două săptămâni de zile ecluzinează. Da. Așa, de la 9 până la 21 zi. Deci e un timp. Și pe mă interesează să văd dacă găsesc așa. Asta nu-i de luat. Pentru că acum, acum a început să căpăcească, vezi? Da. Deci asta o lăsăm. Așa. Și sarcină, abia după ce o căpăci totul, stă și mai cât încălzește puietul, știi? Atât am bine. Vedem aici. Tot așa este în creștere. Ce cu e de trânturi pe ei? Au avut câteva celule și sigur că dacă fagurile au avut câteva celule, mai că e plat acolo și o treabă. Asta, mai am venit. O luat până acum. Deci continuăm să vedem, dacă nu-mi dă mie semne care și avea aici, ci trebuie să găsim în altă parte. Ne vedem mai bine populat. Aici au crescut în fărburia. Unde așa lateral? Da. Nu, e minciunică, pot să zici așa. Dar nu e... Nu e crescut. Să vedem mai departe. Da, deci aici am vândut cu unuia la Galați 10 familii și am adus niște, cum să spun, niște lucruri așa pe 3-4 rame și am reușit să ajung la nivelul ăsta acum, dar nu-i de acela cu forță maximă. Aici matca ouă sau proaspete, vezi? Îți dai seama așa cât eu de departe că sunt ouă proaspete? Da, pentru că le văd. Da, le și vezi. Eu văd așa, este o formă de construcții în care îți dai seama că toată asta e... Aici e o coronita aceea. Coronita. Da, în formare și rest numai ouă. În modelul ăsta de stup, creșterea unei făgurele, uite cum se face. Cu celulă, de albine până sus. Înțelegi tu? Da, da, da. Până sus. Pe cât în modelul tău, când aici pui la fagură, face de trântări. Face numai de trântări, toate astea. Bă, și rupi și o bucată da, de aici. Da, da. Strică tot. Și tu... aici, în părțile de jos, da, aici, da, în colțurile astea face. Asta face biostupul. Construiește niște faguri de o frumusețe. Da? Deci nu... Pentru că el, dacă vrea să-și construiască pentru mascul, deci când construiește aici, că e rama din spate, rama clăditoare. Și mai are interes să mai facă sigur că da. Da, 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 da. Asta e motivul. Și
când ajunge la concluzia că e așa, trage acolo făgurel, iar aici nu are nicio treabă. Vezi, apropo de asta, dacă e o ramă mai din sistemul anterior, în partea asta, deci necrescută, crescută în varianta stupului, obișnuit. Vezi, toată asta e numai cu mine. Și cum ai spus și tu, aici e distrântă, distrântă, cu margini, da? Uite. Deci... nu-mi place ramă de asta să dau, ci... puietul e maturizat aici. Da. Da? Dar nu-mi place mie calitatea ei așa. Vreau să dau și niște rame frumoase crescute așa, adică să te bucuri cu adevărat. Eu și așa mă bucur. Dragă de tine. Deci așa te bucuri faptul așa că... mă bucur, faptul că sunt aici azi. Așa. Îmi spuneai la telefon ieri că ai încercat să cumpere acolo, să vii, îmi spunea, dar vii tu de la Piatra pentru câteva rame de puiet, dar deși nu îți dă nimeni rame cu puiet acum. Pentru că o ramă cu puiet... Am fost la cineva și mi-a spus, dacă îți dau, îți dau un stop întreg, eu nu-mi descompletez stopul. Sigur, așa, așa faci. Da. Și am spus că îi le plătesc, îi dau, da. Am spus că nu contează asta. Da. Eu nu-și umbli să-și ia câte o ramă de colo, o ramă de colo, să-ți dea ție rame de puiet. Nu își fac așa, și tocmai la și eu nu stric câteodată ritmul. Câteodată nici nu se complică. Da, bineînțeles. Vezi, tot așa, spuneam de făgurel crescut, perfect, cu celule până sus, în nouă sistem. Da. Și aici sunt chiar larvi de acum. Ei sunt ouăle, să văd așa cum lucesc, lăptișorul de matcă, la lapte. Așa. Să... am apucat de primul așa la el, că chiar vreau să-i văd în ce stadiu este, dar trebuie să ne mutăm în altă parte. Acum m-am convins ce este aici. Da. O să mergem la cei din spate de acolo. Îl prindem și... Hai, du-te la tine acasă, mă, nu-i dezlegă. Da, ia să văd cum mă... îl pui acolo, oricum nu-i mare filozofie. Și uite așa, se prinde aici, nu prinde albină, da? De asta m-am uitat să mă... Și e foarte simplu. Și acum punem capacul, ia să mă duc să pun în fața ta. Păi, e ca și vine ușor în fața ta. Imediat.